Bun găsit la sport! Cecul! Unde este cecul, domnule ministru? Șefa canotajului Lipă s-a dezlănțuit la întoarcerea campionilor de aur de la mondialele de vis. Novak i-a primit cu flori și vorbe frumoase. Vorbim de fenomene. Simona noastră este un fenomen. Este David Popovici al canotajului. Ministrul Novak i-a așteptat cu flori pe canotorii care s-au întors cu 4 medalii de aur de la Mondial. David Popovici a fost întâmpinat și cu un cec de 200.000 de euro după ce a luat 2 titluri mondiale. Asta a reușit și Simona Radi și acum. Domnule ministru, văd că ați venit total nepregătit. Mă așteptam să veniți cu un carton pe care să scrie ceva frumos acolo, dar vă înțeleg că noi am venit foarte repede și se tipărește mai greu. Cred că se tipărește mai greu, nu știu. Vedem zilele următoare. Ministrul s-a rușinat în fața campionilor mondiali și a mutat pupitrul. Mă simt foarte prost că stați în spatele meu. Ancuța Bodnar a luat aurul mondial chiar de ziua ei. Ai răspuns la mesajele de ziua ta înainte sau după curs? Încă nu am răspuns. Îmi pare foarte rău, dar o să mă ocup când ajung acasă. N-am reușit. Soții Cosmiuc au venit cu câte o medalie de aur acasă. Medalele obținute până să ne căsătorim sunt la casele părintești, așa că doar cele de după căsătorie sunt la noi acasă. Șefa canotajului a avut probleme în timp ce îl certa pe ministrul Novak. Dragi sportivi, vreau să vă mulțumesc. E o muscă care nu-mi dă pace. O să citesc astăzi, că nu vreau să omit nimic.